Agenția Națională de Integritate a sesizat parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către Birăruț Cristian a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, infracțiune prevăzută de articolul 301 Cod Penal. De asemenea, primarul Comunei Alunu ar fi încheiat un contract de reprezentanță cu aceeași societate de avocatură cu care are contract și primăria. Am fost împuternicit de către Consiliul Local să angajez apărători care să reprezinte UAT Comuna Alunu, Consiliul Local, primarul Comunei Alunu în toate procesele intentate. Deci să apere Comuna Alunu. Ce se întâmplă? Dacă nu mă înșel, în luna a treia, martie, cred că în jur de data de 5, am făcut un contract de prestări servicii cu cabinet individual toartă Mihai Ionuț, ca să ne reprezinte în instanță. Pe 2 iulie însă, Curtea de Apel Pitești a respins contestația lui Cristi Birăruț și a dat dreptate inspectorilor ANI, care au constatat că, din postura de primar, Birăruț a dat bani publici din bugetul comunei unei asociații sportive a fiului său, Emanuel. În legătură cu această sesizare la ANI, nu este prima, v-am arătat că sunt mai multe. De fapt, eu mai am un raport de evaluare cu ANI, cu echipa de fotbal, care am contestat și sunt la Înalta Curte acum, pentru că nu mi s-a părut ceva corect că atâta timp când nu dai un leu, rețineți, de la primărie, la o echipă de fotbal care este o asociație non-profit, fără niciun profit, iar că fiul meu făcea parte, era membru din această asociație și primăria nu a dat nici măcar 5 bani la echipa de fotbal, tot ce s-a făcut, sponsorizări au fost de la alți oameni și inclusiv de la băiatul meu care a dat 60 de milioane la echipa de fotbal, preme și echipa de fotbal a reprezentat Comuna Alunu. În acest raport de evaluare mi s-a spus că aș fi favorizat, dar în ce fel nu știu, avocatul sau că m-ar fi favorizat el pe mine, dar nu știu cum. Pentru că ați văzut, sunt împuternice să angajez avocat care să mă reprezinte ca primar în instanțe, consiliul local și așa mai departe. Cererea mea era în calitate de primar pentru defăimare și ce mi-a procesul care l-am intentat lui domnul Boiangiu. Eu n-am luat 5 bani de la nimeni niciodată, n-am favorizat pe nimeni niciodată, banii mei din buzunarul meu am plătit conducte de apă, piese de branșare. Când am venit aici, era praf, făceam câte 20 de intervenții în coloană de apă. Abia, acum am pus-o cât de când la punct apa. Nu vă mai zic celelalte, tot ce făceam la primărie, pentru copii, 1 iunie, tot ce se dădea acolo, din banii mei. Am avut firmă, am avut bani, eu am considerat că fac pentru comună. Nu mă simt vinovat cu absolut nimic, n-am furat nimic, nu mă poate acuza nimeni că aș fi furat sau că aș fi luat de la cineva ceva, sau că aș fi făcut vreo ilegalitate, acuzat sunt, dar nu sunt dovedit. De ani de zile, primarii Comunei Alunu se reclamă reciproc, dușmânia dintre aceștia fiind deja legendară.